la 402. Soi rău. A treia lovitură, ești eliminat. Ura! Da! Ratează, ratează. O să reușești! Hai, vedeți gardul? O să treacă peste el. Oh, deci o să ții ochii deschiși de data asta? Privește! Bine, arată-mi ce poți. Mamă, cineva a dat de necaz. E spațiul domnului Besser. Când o să vadă că cineva a parcat acolo, o să nebunească. Mai rău ca de obicei. E a domnului Besser? Mașina nu mai e la fel de marfă. Poate că am împrumutat-o. Ba nu, e a lui. Claxonează dacă-ți par sexy. Tinere, nu te apropie de mașină. Înapoi, înapoi. Dacă vă mai prind pe vreunul chiar și la un pas de mașina mea superbă, vă trimit în clasa domnului Carl. Clar? Clasa domnului Carl? Nu, nu, acolo. E clasa copilor răi. Nici măcar nu trec pe acolo. E acolo un tip ciui. E groaznic. Se zice că nu a fost la grădinită pentru că era la pușcărie. N-a fost frumos din partea voastră să mă lăsați baltă. În sfârșit ai deschis ochii? Hei, uite, ne pare rău. Uite ce, domnul Besser ne ia la o plimbare mașina lui cea nouă. Ca să ne revanșăm, te lăsăm pe tine primul. Am primit rezultatul exercițiului de evacuare. Cum ne-am descurcat? O oră și jumătate ca să golim școala. Am un remediu pentru asta. Multe și multe exerciții de evacuare. Bine, e clar că trebuie să exersăm evacuarea în siguranță. Ce? Oh, da, în siguranță. Cine rezolvă exercițiul 3? Îl fac eu. Să ghicesc. Se apropie pauza. Sunteți liberi, distracție plăcută. Haide, Freddy, totul lovești. Încearcă să ții măcar un ochi deschis. Nu ies în pauză. Sunt pedepsit pentru că cineva mi-a spus să mă urc în mașina domnului Besser. La naiba, un exercițiu de incendiu în timpul pauzei. Păstrați-vă calmul. Pompierul junior e la datorie. Alinierea, liniște și nu vorbiți. Îndreptați-vă spre ușă. Nu uitați, eu sunt pompierul junior. Am și insignă. Am jurat să mă asigur că veți fi în siguranță. Hei, ce asta e, nylon? Așa arată. E nylon. Ai nebunit? Puteai să te aprinzi ca un pom de Crăciun. E un record. Am stabilit un record. Nu trebuie să mulțumiți. Școala a fost evacuată în mai puțin de 7 minute. E record. Minunat. Domnule Besser. O să-i fac să se miște mai repede. Chiar de va trebui să le dau foc. Da. Bine, bucurați-vă de restul pauzei. Ciui! Domnul Besser, idiotul! E super! Mă întreb cine a făcut-o. Eu!
Uimitor! Un prichindel ca tine! Poate cu câini polițiști. Nu mă hotăram între idiot și tâmpit, dar am ales idiot. Messer idiotul, sună bine. Aha, te-am prins, huliganule. Ai recunoscut? Nu mai râzi acum? Nu, eu știu, sunt pedepsit. Pedepsit? Ai vrea tu. Clasa domnului Carl? Este extrem de dificil. Nici o problemă, mă ocup eu de el. Nu intrați? Abia am ieșit. Mă ajung la cabinetul medical. Din nou. Noroc. Salut, mami, mi se spune Hipper, hai! Încântat! Tu stai aici? Eu stau... Aici! Bine, cine stă lângă noi? Hei! Bună, mie mi se zice prostul lui, nu știu de ce. Fiindcă nu ești prost? Nu, fiindcă nu mă cheamă lui. Nu ești cam mare pentru clasa asta? Era mult mai mic acum 5 ani când am venit prima oară. Hei, o să fii prietenul meu, nu? Păi, sunt încântat. După ore am putea merge la agăța gagici? Abia aștept. Roșcatele sunt ale mele. Bună, eu sunt Silvia, vrei să stai cu mine? Da. Bun venit în clasa domnului Carl. Nu prea vin puști noi și când vin, nu rezistă mult. Ce-i cu ei? Ei sunt Bruno și Edi. Hei, salutați-l pe puștiul cel nou. Se ceartă tot timpul. Mai puțin când unul din ei nu poate să vină la școală a doua zi. Atunci celălalt începe să caute prospătul. Domnul Carl e cel mai bun profesor pe care l-am avut. Mai drăguț ca ceilalți trei. O să observ că nu se apropie de ferestre. Nu înțeleg! Ce cauți aici cu ei? Ești pedepsită ca mine? Apar n-am de ce sunt aici. Trebuie să fie o greșeală sau... Ai băieșit pe tine? Ce? Nu văd niciun păianjen. Sigur că nu-i vezi. Doar eu îi văd. Gata, Piggy, dă-i și sărbătorită-i o șansă, te rog. Bietul Jesse pierde toată distracția. Poate că în clasa lui el e distracția. Alinierea. Încă un exercițiu. Regret că nu pot să rămân să vă ajut, dar domnul Besser mi-a spus să supraveghez ușa, așa că mă duc la post. Hei, nu e zdravă? E un exercițiu de evacuare. Prostia asta te-ar putea costa viața. Să știi că ai să fii primul pe lista celor care nu respectă evacuarea. Domnul Besser vă roagă să verificați sălile să fie goale. Bine, dar clasa mea? Am eu grijă de ei. Știți cât de bine mă înțeleg cu copiii. Știu la ce vă gândiți. E doar un exercițiu, nu trebuie să luăm treaba în serios. Așa s-a gândit și Cassandra Clark, prostuța. De fericire, în ziua de azi suntem la numai 13.000 de spital.
felicit pe Brittany Limetal pentru că este calmă. Alfred Marco e pedepsit fiindcă e singur. Te aud cum șoptești, Ellison. Să știi că n-ai mai putea să șușotești dacă ai avea buzele arse. Este? Îmi miroase a gumă. Probabil că e șampon cu miros de gumă. Lara Johnson. Hei, oameni buni, n-am venit aici să mă distrez. Am venit să vă apăr. De câte ori trebuie să vă spun? Nu vorbiți! Mamă, ce cald e aici! Un mic sfat, copii. Dacă vi se usucă pielea, anunțați-mă imediat. Mi-am jurat să nu mai pierd niciun copil din cauza căldurii și nu prea mi-am ținut jurământul. Pot să beau puțină apă? După ce se termină exercițiul, deși în locul tău nu m-aș atinge de apa contaminată, poluată, plină de bacterii și deșeuri toxice pe care o aveți la țâșnitor, dar tu faci ce vrei. O, ce cald e! E groaznic! M-am cam plictisit. Mai că îmi doresc să fiu în clasă și să dau test. Vrem și noi. Ce tot spuneți? Uite un indiciu. Plăsc, plăsc, Marco Polo. E rândul meu pe Plute. Bine, bine. La exercițiul următor stați pe aproape. Vă dau eu prosoapele. Este. În sfârșit niște chipuri umane. În clasa domnului Carl nu ne lasă să ieșim nici la exercițiul de incendiu. Când se aude soneria, ceilalți copii termină școala și se duc acasă. Ce adunătură de... Hei, ce se petrece? Îmi pare rău, nu vorbi cu cei din clasa domnului Carl. E prea periculos. Dar eu nu sunt de fapt în clasa aia. Nici nu-i cunosc. Doar nu sunt prietenii mei. Ei, Jesse! Ți-am păstrat un loc aici. Luați tot ce vă trebuie ca să faceți mele și... Ideea cu detectorul de fum e bună, dar 43% din oameni nu verifică bateriile și 9% din ei regretă că n-au făcut-o. Tanti Mary, ei sunt Vine și Nancy, colegii mei. Oh, mă bucur să vă cunosc. Artie e nepotul meu preferat. Nu știu de ce, îl văd doar când e cald afară. Dacă și am și o cabană de schi la munte, o să mă vadă și iarna. Este super! Mă bucur că-ți place. Vrei un prosop, cremă de soare, ceva de băut sau altceva, eu știu? Eu vreau de toate! Dacă ține suficient de mult exercițiu, vă aduc și o gustare. Da? Vreți? Arthur, în mod normal aș spune că totul e perfect. Totuși, știu cu cine discut. Cât o să ne coste? Și nu uita că avem alocații, nu salarii. Hai, noroc, am chiar o ofertă specială, dacă vreți. Începe! Doar $5 pentru oferta noastră de Lux 6, dacă doriți și salvamar. Uite, $5, eu risc. Eu nu plătesc. Cum vrei tu, dar nu primești scaun lângă piscină. Oh, dar aerul și betonul sunt gratis. Ne. Yeah!
S-a terminat exercițiul și nu dăm bani înapoi, clar? Pe curând, sunt sigur că nu o să mă întorc. Știe cineva unde e Edi? Trecem la ortografie. Geografie. Mate. Știe cineva răspunsurile? Unde e restul problemei? Asta e restul problemei. Asta e problema? 8 plus 8 egal 16? Hei, cine a adus unul deștept aici? Bravo, Jesse. Ești scuzat pentru tot restul zilei. De vremea ce ai terminat toată treaba programată pentru azi, poți să te duci la bibliotecă și să citești benzi dezenate. Asta dacă știi să citești. Ai chihuahua! Nu muncesc, nu mă bate nimeni și citesc benzi dezenate! Sunt în rai! Zi repede, nu vreau să mă vadă nimeni. Ești machiat? A trebuit să-ți maschezi vânătăile? Nu, e de la zahărul putră de pe prăjituri. Toți mi le dau pe ale lor, știi? Mă adoră! Ești popular printre niște ciudați și ești mândru de asta? Te cred! Parcă nici n-aș fi la școală! Îi uimesc cu geniul meu! Ce ai zis? Dacă știi să-ți scrii numele, ești geniu printre ei! Întrebare, elevii ăia respiră? Crede-mă, transferul ăsta e cel mai bun lucru din viața mea! Pentru prima oară eu sunt ăla deștept! Domnul Carl mi-a urmat chiar sfatul ce am discutat despre fiarele spațiale. Iată referatul despre revista despre benzi desenate. Am scris 4 propoziții, îmi dați puncte în plus, nu? E foarte important să învățăm să evacuăm școala repede. În cazul unui incendiu adevărat, nu ați putea să vă plimbați așa liniștiți pe coridoare printre flăcări? O, vieții de voi! Nu vă temeți de flăcări! Fumul o să vă vină de hac! Vești bune, domnule Besser. Clădirea e goală. Desigur, mai puțin clasa domnului Carl. Clasa domnului Carl? Cred că și-a amintit sloganul meu. H-A-U-E. Haine, alinierea, uniți, evacuarea. H-A-U-E. Doar unul dintre sloganurile mele. Să vă mai spun unul? Nu! No. Uite, fă o poză cu mine și cu pompierii. Vreau să o trimit la gazetă. Încearcă să mă prinzi cu ochii deschiși. Bine! Cum spune unchiul meu Gustav, toată lumea să zică blidi! Domnule Besser! Niciodată n-am ignorat posibilitatea unui incendiu, bineînțeles! Domnule Besser! Domnule Besser! Ochiul meu ager pândește mereu pericolele și privesc... Domnule Besser! Fo! Bine făcut, te rog! Bine, dar fiindcă burgerul tău se face mai greu, te costă 25 de cenți în plus. Oare cum se ajunge cel mai repede acolo? La dreapta și pe poartă. Mulțumesc! Copii, începem ora de muzică. Ne trebuie la test? Ce test? Nu se dau teste. Ia din ce în ce mai bine! Jesse, vești bune? Te pot întoarce la 402. Regret, Miss Graves, nu vă aud! Haide! L-am convins pe domnul Besser că ți-ai învățat lecția. N-am învățat-o! Ba, sunt sigură că da. Nu, eu nu învăț niciodată! Sunt soi rău! Sunt sigură că o să te îndrepți în fosta ta clasă. Nu! Vă rog! Nu mă luați dintre ei mei! Locul meu e aici!
E lumea mea! Ciui! Cineva! Oricine! Ajutor!